emisiunea Hai să ne căsătorim își premiază participanții. Fiecare cuplu format în această toamnă în cadrul emisiunii va intra în concurs unde marele premiu este o foaie de odihnă pentru ambii la mare. Iar telespectatorii sunt cei care vor alege câștigătorii prin voturile exprimate pe site-ul căsătorim.md. Cine sunt norocoșii vom afla într-o ediție specială de Crăciun în data de 25 decembrie. Fii cu ochii pe TV6 în fiecare sâmbătă și duminică, începând cu ora 18:00 și află cine va pleca într-o vacanță de vis. Baftă tuturor! Bună seara și bine v-am regăsit, dragii noștri telespectatori ai postului de televiziune TV6. Sunteți în cadrul emisiunii Hai să ne căsătorim. Iar eu sunt Lența Gheorghiță, cea care vă propune, vă faceți comos, pentru că dăm start acestei noi ediții în care încercăm să unim destine. Deci, tradițional, facem cunoștință cu potențialii noștri miri, Sergiu, Ion și Eugen. Mireasa este Nadejda. Rămâneți alături de noi. Să vedem, unim orba destine. Nadejda, 30 de ani, a absolvit cursurile de operator contabil. Cu toate că în prezent este șomeră, planurile eroinei noastre sunt mari și ambițioase. Împreună cu o prietenă vrea să inițieze o afacere. Nadejda are și un hobby mai puțin obișnuit. Adoră să creeze noi arome de parfumuri. Fosta căsnicie nu a durat prea mult. Din spusele ei, soțul era prea egoist, fățarnic și îi acorda foarte puțin timp. După divorț, Nadejda a mai avut o relație, dar și aceasta nu a durat decât 2 ani și s-a încheiat din cauza că iubitul ei avea prea multe cerințe. Nadejda, bună seara! Bună seara! Ne bucurăm să te vedem în cadrul acestei emisiuni, mai ales că acum suntem în sărbătorile astea feierice de iarnă, în care toate visele se fac împlinite. Tu crezi în povești? Da. Da, în dragoste? Okay. De la prima vedere? Da, este. Tu ai fost căsătorită. Ai trecut printr-un divorț. Da. Ce nu a mers? Totul a fost vesel, frumos. Nu erau neajunsuri nici la mine, nici la el. Dar de ce? Că, uite, o generație vine de tineri din ăsta care, gata, la prima supărare divorțează. Da, erau în ultima perioadă, era așa o stadie că erau certuri la fiecare zi. Chiar. De la ce vin certurile? De obicei vin de la exces de bani sau insuficiență de bani? La voi ce era? La noi când a fost nesuficiență de bani, a fost foarte bine și vesel. Adică, deci când nu erau bani, era da, bine. Mâncam da. Și este, răspau dragul să da, fie, eram okay. Împreună și ne susținem. Cum s-a început ai vie banii, deja s-a început paradoxal, problemele. Ar trebui să fie invers. Când nu ai bani, te cerți. Dar când ai mulți da. Bani, trebuie să fii pe pace. Și trebuie să fii... Dar știi și mai cunosc și altceva. Bine și banii sunt și o încercare mare. Banii, da, mai știi și alte versiuni. Sunt bărbați care când nu au bani, te iubești și te ține în slăvi. Și când apar banii, gata. Tu pentru el ești o persoană non-grată, chiar vrea una mai tânără și mai frumoasă. Și nu contează ce vârstă are. Dar voi ați avut o mare diferență în vârstă sau nu? El mai mic un an a fost decât mine. El și mai mic a fost. El a plecat peste hotare, da? Da, după care am venit și eu încolo, dar nu a mers. Da, nu am mers. Prea mi se pare exagerată cu afura față cu fotografiile de la început. Stăteam acasă, casnici și facem curat, mâncare, tot așa. Și venea și spunea, dar ce ai făcut asta tot ziua? Nu spunea așa. El mai mult cu companie, adică cu prietenii mai mult. Sfaturi la prieteni era pe primul plan. Că ce trebuie, că te manipulează, chiar nu vezi că faci tot ce ți și tot așa. Da, logic, nu ar trebui așa să fii. Eu trăiesc cu omul meu, eu trebuie să-l manipulez, să-i spun că vreau așa și îmi doresc așa, nu? Da, multe sfaturi au fost din partea la și părinți, din partea la prieteni. Păi părinții au fost ok când voi ați hotărât să divorțați după așa scurt timp? Da, au fost bucuroși. Dar și așa scurt, 2 ani. Ești serios? Serios. Super! De noata 10, n-am cuvinte. E frumoasă în toate punctele de vedere. Ce nu a mers cu a doilea? De la început relația s-o tot așa. La început nu toate era... relațiile sunt frumoase, dar ce vine la început și nou. Adică era tot că erau conflicte, dar mă gândeam că așa, că nu ne cunoaștem cu primul, eu ne cunoaștem de școală.
am dovedit să ne cunoaștem. Și tot așa erau conflicte, zic, ca să treacă, încă nu ne cunoaștem, până și dăm unul cu altul, tot așa, ok, pe urmă. Dar, pe urmă, din și în și tot mereu, tot mereu, tot mereu. Adică erau cerințele extra prea mari din dar care sunt cerințele astea că extra prea mari? Păi e ca așa de la niște micuri, care mulți nu se fădez la așa micuri. Ca de exemplu, dă-ne și nouă niște fărămituri din ceea ce se întâmplă în alte familii. Păi că nu-mi place cum gândești, că nu-mi place lucrul tău, că trebuie să schimbi lucrul. Dar apropo, tu lucrezi operator contabil. Eu am învățat cursuri. Da, ai muncit? Pe baza, da, pe baza la documentele care am terminat, am muncit ca casier, ca... Și ce nu-i plăcea? Că ești casiriță unde? Într-un magazin, într-un mall, unde erai? Ce făceai? Ca să-i displacă? Nu, între timp când eu cu dânsul am început să ne întâlnim, eu nu lucram în sfera asta. Dar unde lucrai? Eu lucram... Dar ce-a făcut în timpul cel când tu lucrai? Surcăta de muncă, adică... Adică el nici n-avea de lucru. Și îți spunea ție că tu trebuie să schimbi lucrul tău. Da, da, da. El așa avea între timp și ține poate un hobby care îi plăcea lui și era plătit sau acolo niște ori sau câteva zile în săptămână. Cine întreținea familia? Mama și tata. Păi mai mult din partea părinților lui, sora și mama. Și eu cât... Eram una, erau mai mult. Și eu cât putem. Dar eu locuiam la mătușa lui. Adică în apartament. Deci, să vă înțeleg, stai un pic. M-am divorțat cu primul soț, m-am găsit un alt bărbat, apartament nu avem, casă nu avem, dar ce trăim la mătușa a lui. Și ca să financiar, să ne punem frigider cineva și mănoță ca să ne cumpărăm haine, vineau neamurile. Bingo! Ați câștigat! Bun, vrem să salutăm pe cea cu care Nito azi este prietenul tău de suflet. Deci, Jamal, salutare! Salutare! Originar din Siria. Din Siria. Stabilit cu traiul aici, Republica Moldova, de câți ani? De 16 ani. 16 ani. Tu ai 55 deja împliniți. Da. Ai trecut pentru o căsătorie? Ai fost căsătorit? Nu am fost căsătorit. 55 de ani! Am fost una dată. Așa. O dată. Căsătorit sau îndrăgostit? Căsătorit. Așa. Când am văzut la Moscova. Tu ești bărbat îmblat, tu din Siria ai plecat spre Federația Rusă, de acolo. Da, da, da. De-aia tu spune că știi și limba rusă. Acolo. Deci, Jamal este director general al unui salon de frumusețe, da? Da. Și voi acolo v-ați cunoscut. Da. Director salon, eu sunt... coafor. Stilist. Ce te leagă pe tine cu Nadejda? De ce nu v-ați împărăchiat voi între voi? Nadejda... E frumoasă? E frumoasă. De ce nu te însori cu dânsa? Eu sunt... prieten. Uh-huh. Nu de mult. Eu... Păi tocmai de aia trebuie să o iubiți la o prietenie. Dintr-o prietenie se poate lega o familie, un cuplu minunat. Uh-huh. Eu mi-am invitat aici cum consultant. Aha, știi să... tu azi îți fii consultant și o să-i spui pe cine să-l aleagă orba. Da, da. Dar ce bărbat căutăm? Doamna Nadejda. Uh-huh. Îți spun, doamnă, că deja 30 de ani împliniți. Sigur. Ce bărbat căutăm? Numai nu spuneți voi nebunii din ăsta că vreau să fie cuminte și bun și unul îl pun acolo să stea. Frumos, inteligent, bogat, cu casă, cu masă, cu, nu știu, cu IQ foarte bine dezvoltat. Cum vrei. Da, așa și-a spus dumneavoastră și plus la asta încă și calculat. E vopsită, e machiată, dar așa, ca persoană, e simplă, nu e, să zic, răsfățată sau persoană care știe și binele, dar care știe și greu. Femeile feciare se orientează către un bărbat calculat, intelectual, cult, cu studii de dorit, studii superioare. Deci să fie un bărbat care nu este frică nici de muncă, uneori și de munca fizică, dar să fie și un bărbat intelectual. Evident, cu tradiție, fiindcă ai Marte în rac și pentru tine mult contează totuși spiritul ăsta, căminul ăsta tradițional. Deci să fie un bărbat care să respecte din asta, da? Ceva de genul. Dar întrebați pe ea, să respecte tradițiile, să fie așa o familie mai clasică, mai tradițională. Uite, eu ți-aș recomanda, într-adevăr, în această perioadă, chiar acum, chiar următoarele luni, următorul an, să te pui bine cu picioarele pe pământ financiar. Uh-huh. Și când ai să te simți tu bine financiar, atunci să faci o alegere conștientă, definitivă. Mă refer la o căsătorie deja iarăși cu economie și cu toate înregistrările.
Până a face alegere este momentul potrivit în care vrem să-l cunoaștem pe potențialul Mirii cu numărul 1, așa că haideți să-l invităm și să-l cunoaștem. Ce știi, poate tocmai el este cel mai potrivit pentru frumoasa noastră, Nadejda. Salut, mă numesc Sergio. Acesta este mic cadou pentru tine. Sper să-ți placă. Sergio, 30 de ani, este inginer în electronică și teleradiocomunicații. Are multe pasiuni, inclusiv lectura, sportul, gătitul. În timpul liber meditează asupra evenimentelor ce au avut loc. Consideră că principalele calități pe care le are este generozitatea, simpatia față de oameni, abordarea largă a vieții, dorința de a fi util și optimismul. Ar vrea să înceteze să se tot grăbească mereu și să găsească mai mult timp pentru sine. În viitor vrea să-și deschidă propria afacere, posibil ceva în domeniul deservirii dispozitivelor electronice. Este mândru de micile performanțe pe care le-a realizat datorită muncii sale perseverente. Sergiu, bună seara! Ne bucurăm să te revedem în cadrul acestei emisiuni. Ce faci? Bună seara! Bine v-am găsit și îmi pare bine că mai vin încă o dată la dumneavoastră. Să vii mai des, că noi ne bucurăm extrem de mult de așa cavalier și așa mir, dar ne-am bucurat și mai mult dacă ți-am găsit sufletul pereche. Între timp, ce ai dus în pungă? Că ai menționat că am ceva acolo special. Am ia, vezi. Foarte frumos și special. Da, deci, ia arată-ne nou. Și ți-a adus, și Sergiu? Și sper că o să-ți placă. Așa. Și un filmuleț ceva așa, da? Exact. O să te uiți la un filmuleț și o să mănânci bomboane. Sergiu, tu ești inginer în electronică și teleradiocomunicații. După emisiunea în care ai fost invitat, lumea, cum a reacționat când a văzut prietenii, colegii, vecinii? Prietenii au reacționat foarte pozitiv, le-au plăcut și vor și ei să vină la emisiune, să-ți găsească și ei. Păi ce așteaptă așa de mult timp a trecut de când tu ai fost? De ce nu vin și prietenii? Probabil din cauza că vor ca cineva să-i le dea curaj. Cred că eu sunt acea persoană ar care aș putea tu să le... Ia stai un pic, dă numele de telefon cu noi curaj, avem că duci trenul. Ia zi-mi, te rog, tu, după că ți-am minte, ai ieșit la braț cu potențială mireasă. Da. Și povestește-ne că vrem detalii. Ce s-a întâmplat și de ce nu a mers? Din păcate, ea era mai mult orientată pe partea de... Să zicem... De stângă, dar tot de dreapta. Bun. Nu, exact. Era mai mult orientat pe partea asta de carieră. Eu voiam ceva de... Păi și tu vrei carieră. Tu doreai carieră și vrei carieră. Și voiam și eu o carieră. Și la un moment dat ea nu era interesată de acest lucru și nu am atât pe... Deci tu erai mai romantic decât ea era? Da, ea era mai romantic, ea era puțin dar cum, mai... Dar cum, da, apropo, romantismul ăsta, cum era... Manifestat. Cum era manifestat romantismul? Cadouri, plimbări, de exemplu, mici atenții. Mai ne întreabă unde s-au plimbat? De câte ori ne-am întâlnit, ne-am întâlnit de vreo câteva ori și la un moment dat am observat că nu suntem compatibili și am decis să o luăm pe drumul separat. Doreai propria afacere și să ajuți oamenii să-și rezolve problemele cu dispozitivele electrocasnice. Da, mai este încă valabil, lucrez la acest capitol. Dar cât îți mai trebuie ca să fie visul împlinit? Nu, el e aproape împlinit. Mai e nevoie de încă puțin și cred că o să fie realizat. Dar ce trebuie ca să împlinească el? Ce pași trebuie de întreprins? Mai trebuie încă să mai lucrez pe partea asta de marketing și de promovare, ca să pot să atrag cât mai mulți. Dar tu deja ai înființat ai o firmă, ai un local unde tu le repari? Da, există așa ceva, adică oamenii pot să vină să-și repară dispozitivele lor, prestez servicii în reparația dispozitivelor și clienții sunt mulțumiți. Sergiu, nu prea cunosc domeniul de activitate pe care îl deții tu, dar zi-mi, te rog, din asta să câștigă? Depinde cum lucrezi. Dacă lucrezi 24-24 și nu dori nimic, apoi câștigi. Nu, dacă lucrezi și îți dai interesul față de a repara acest dispozitiv, de a ajuta clientul ca să-și poată să-și repare dispozitivul său, fie telefon, fie tabletă, fie laptop, în dependență de tipul de reparații, că sunt reparații simple, sunt reparații complicate. Și sunt relații mai complicate, dar știi de ce vreau să ne raportăm la această întrebare? Și data trecută, cumva te-ai ischivat la întrebarea pe care ți-am pus-o. Povestește-ne ceva relație pe care tu, până la 30 de ani, cu siguranță le-ai avut.
ce parteneră cauți? Uite, cum vezi tu în viziunea ta, cum ar trebui să fie? Că unul vrea o brunetă, celălalt vrea roșcată, unul vrea să fie temperată, celălalt să fie vulcanică. În cazul tău, cum crezi tu? Ca persoana pe care o cauți să avem interese comune. În primul rând, dar nu vreau, de exemplu, să am interes comun cu bărbatul meu. Eu fac televiziune, bărbatul meu face business, de exemplu. De ce trebuie soția ta să-i placă electrocasnicile, electronica ta? Păi poate să-i placă și altceva, poate să fie, de exemplu, sigur, un domeniu frumusețe, de exemplu. M-ar interesa ca să fie o fată în care să aibă, fie să lucreze undeva sau să aibă propria afacere. Oh, prea departe, adică tu fără afaceri, dar e cu afaceri. Dar n-ai vrea să ai o femeie care să mediteze ca tine? Nu, el are o afacere, nu este dată publicitate. Bun, el îi place să mediteze. N-ai vrea o femeie să vină acasă să mediteze alături de tine și atât. Tu aduci banul, iar noi medităm. Nu, mie m-ar interesa ca să fie și o implicare din partea ei. Adică să ne susținem reciproc. Păi iată, mireasa noastră tot vrea să înființeze o afacere. E tot e pe calea cea dreaptă. Dar numai că de alții afacere cu parfumurile, așa ți-am afacere cu parfumuri, tu afacere cu electrocasnice. Să poate cumva de combinat. Aha, să vină un robot să mă dea cu parfum. Electrocasnice care fac parfumuri. La o repara la noi dispozitivă și primești cadou un parfum. Să poate ceva mai mercantil să te întreb. Tu unde trăiești? Locuiesc în Chișinău. Tu ai apartamentul tău? Nu, nu am. Cu părinții? Tu... locuiesc la moment cu mama. Am locuit singur, în chirie, dar din cauza... Da, iată, dacă vrei să faci pereche cu mireasa noastră frumoasă, atunci tu cum te gândești? Ar trebui să trăiți separat? Sau cea mai bună variantă ar fi să locuim separat. Ți ajung bani ca să închiriezi un apartament decent? Da, mi-ajung bani. Și da, pentru călătoriile ți ajung bani? Și pentru călătorii? Depinde. Dacă ai multe comenzi în luna respectivă și poți să-ți permiți, da, bineînțeles, poți să pui deoparte și să călătorești. Depinde foarte mult cum te implici în activitate, da? Totul constă în implicare. Implicare, să-ți placă ceea ce faci. Și Sergio, place ce pentru tine contează ca partenera ta să fie, nu știu, să aibă pasiune față de lectură ca tine? Sport, gătit? Mi-ar plăcea să ocupi și cu sportul. Mi-ar plăcea să poate și găti, dar eu tot pot găti. Adică pentru, chiar dacă nu se poate găti, eu voi putea să susțin în... Dar pentru tine ce contează o femeie? Să aibă, nu știu, să fie frumoasă sentimental, ori tot și fizic e mai prioritar? Nu m-ar interesa să aibă... Să dorm cu mămâia pădure, dar principalul să știe... Nu, m-ar interesa să fie persoană care să fie atât la bine și la greu. Dar cum îți pare mireasa noastră? Cum e? Mireasa mi se pare foarte interesantă, mai ales că are un domeniu al parfumului și este foarte bine întrebat pe piață, probabil, mai ales din domeniul celor care cumpără acest. Și dar tu își trebuie parfumurile, stai Alex, tu trebuie să-ți spui că e frumoasă, are cele mai senzuale buze, a miroase exact. Frumos, are o rochiță cea mai minunată. Da, este așa ceva. Pentru o balanță, cum este născut Sergiu, mult contează aspectul fizic. Vezi? Da. Nu mult contează ceea ce noi dorim din suflet. Stai un pic. Da, dar tu, la început, oricum ai să te uiți la aspectul fizic, să fie plăcută, să fie frumoasă. Și, cum spuneam și la emisiunile anterioare, femeia aleasa ta, viitoarea ta soție, să fie și să aibă și ea un loc în societate. Contează. Un da, job, exact. Să aibă, nu contează. Poate să fie chiar și un job care să aibă chiar 5.000-6.000, nu contează. Dar să aibă ocupată, o activitate. Exact. Pur și simplu să nu stea pe TikTok și pe ocupată. Facebook. Doar și dar să... sunt femei care stau pe TikTok și câștigă de asta foarte mulți bani. Foarte bine. Păi ei motivează lucrul acesta pentru că, de exemplu, ei mai mult își promovează, nu știu, de exemplu, în cazul respectiv poate să facă ți-a luat o femeie cu TikTok, că te-ar promova ce își faci tu cu electronica. Eu îți recomand să mai mult curaj, mai mult dinamism, Sergiu, fiindcă este, dar este foarte ascuns toată pasiunea și tot curajul și toate inițiativele. Da, înțeleg că balanțele sunt foarte diplomate și tacticoase. Da, suntem așa mai... Dar îți recomand să iai de la viață, exact, să iai de la viață toate posibilitățile care îți vin în cale. Mi se pare că lui Sergiu trebuie o femeie ca să-l aprindă. Nu, lui trebuie o femeie exact ca Nadejda. Exact ca Nadejda. Până la urmă, Nadejda decide, îl ia, nu-l ia. Între timp, noi, în schimb, eu decid că este momentul potrivit în care vrem să te invităm în scenă, pentru că vrem cu tot să urmărim ce surprize ai pregătit pentru frumoasa noastră eroină. Succese mari! Deci, surpriza mea în această seară constă în faptul că eu îți voi povesti câteva evenimente din viața mea, în care tu va trebui să ghicești dacă sunt adevărate sau sunt false. Deci primul eveniment este că mâncarea mea preferată este salată de vinete cu ardei prăjiți. Cum crezi? Adevărat sau e fals?
După cuvintele tale și așa un entuziasm în cuvintele tale, cred că da. Nu, nu este adevărat. Nu? Asta e mâncarea care urăsc cea mai tare. Înseamnă că îți prinești și să amăgești. Poți să iei o lămâie. Acum e rândul tău. Rămânele. Eu am călătorit peste 300 de țări. Cum crezi, e adevărat sau nu? Nu, nu e real. De ce? În 300 de țări, cât timp? Într-o zi. Într-o zi? Poate cu puterea gândului. Dacă e cu puterea gândului, da. Puterea gândului. Atunci da, te cred. Da? Atunci o să iau bombon. Cea mai de mic copil, de la vârsta de 5 ani, joc fotbal și îmi place foarte mult acest sport. Nu cred. Nu. Ai dreptate, ai ghicit, iau bombon. Bravo, Sergiu, este o surpriză absolut minunată. M-aș bucura dacă tocmai pe tine Nadejda te-ar alege, dar între timp succese mari, îți iei bomboanele cu tine și urmărești acolo de pe sticlă și roagă-te, poate tocmai pe tine Nadejda te-ar alege. Succese! Sergiu este atât de domol, calm, te pune, te temperează totalmente, ție ce părere ți-a lăsat acest bărbat și potențial mire cu numărul 1. Apropo de vârstă cu tine, are 30 de ani. Da. Mi-a părut... Așa, liniștit. Bun, tu, ți-a părut asta e altceva. Tu ai putea cu el sta o viață întreagă? O să mă mai gândesc. Jamal, tu ziceai că dacă tot era, dacă tot este el, e inginer electro, nu știu ce. E incompatibil. Nu sunt compatibil? Nu sunt. Dar de ce? Ia zi. Pentru că el este compatibil. A, pentru că tu ești compatibil cu dânsa, așa-i? Eu nu am spus așa, nu. Dar te-ai gândit, Vulpi Vicleană. На самом деле, мне кажется, что он ведет себя таким образом, потому что он на телевидении. Может, потому что он уже не первый раз приходит. Поэтому для того, чтобы прийти сюда, на самом деле нужна какая-то доля смелости. Да. Он настойчивый, он действительно очень хочет найти себе невесту и спутницу это жизни. Это очень хорошо. Единственное, что у него такой типаж. Есть такой фильм «Служебный роман». И вот там главный герой, которого зовут Новосельцев, который тоже ходил в очках и тоже был очень скромным. Но когда ему дала понять директор большого завода, что она тоже неравнодушна к нему, он раскрылся и стал вести себя совершенно по-другому, как настойчивый, серьезный мужчина. Поэтому я вот думаю, что, может быть, стоит провести такую параллель, и, возможно, для него просто должен произойти какое-то событие, которое раскроет его, потому что, на самом деле, мне кажется, что очень неплохой кандидат. Ну, хороший парень. Парень хороший. Да. Достойный. Gata, l-ați lăudat. Nu-l lăudați prea tare, pentru că avem încă doi potențiali bărbați, miri, care abia așteaptă să fie văzuți și cunoscuți. Este momentul potrivit în care vrem să-l cunoaștem pe potențialul mirii cu numărul 2. Ia să vedem. Seara, mă numesc Ioan, sunt bucuros de cunoștință, îți ofer acest buchet. Din partea mea, sunteți cea mai frumoasă și cea mai atrăgătoare ființă. Mersi. Dați-vă conduc. Deșerând. Ion, 31 de ani, este taxator de troleibuz, dar are studii de bucătar. Îi plac plimbările în aer liber, însă sunt zile când își petrece timpul banal navigând pe internet. Ion recunoaște că ar vrea să-și schimbe comportamentul și modul de comunicare. Este gata să renunțe la orice de dragul unei familii fericite. La anii săi a reușit deja să treacă printr-o căsnicie, ce-i drept, aceasta a durat doar 3 luni. Ipoteza că dragostea la prima vedere poate sta la baza unei familii trainice nu a fost valabilă și în cazul lui. Ion, bună seara! Bună seara! Pentru tine este o premieră în cadrul televiziunii să vii, așa? Emoții sunt? Foarte mari. Îți treci. Iau pahar cu apă și te-am la întrebări. Tu muncești în domeniul taxator de troleibus. Da. Dar de ce ai lăsat numai această activitate când tu, după studiile pe care sunt indicate la tine în anchetă, ești bucătar? Da, am lucrat pe studii bucătar câteva luni, apoi am lucrat ca chelner o lună și jumătate și nu mi-a plăcut... De ce nu ți-a plăcut? Nu mi-a plăcut salariile.
Da, asta da. Da. Dar la taxator de troleibus salariul este da, ok. Era undeva mai... indicat ca că căutăm taxator sau cum? Cum se face? Care da, procedură? Am găsit pe jurnal și, și salariile... Nu spune că te aud fiscul și o să vin acasă. Salariile da, sunt mai bune ca... Poate să vină că salariul oficial, care-i problemă. Sunt mai bune în domeniile în care am lucrat. Bun, Ionica, de câți ani muncești în această... De 5 luni. Și îți place? Da. Îți place, te regăsești? Da. Se mai întâmplă când oamenii se cert într-o leu și atunci cum reacționezi? Câteodată sunt vulcanic, îți faci pe drept. Tu ești vulcanic? Da, el e berbie. E născut în zona berbie. Câteodată din des orice des. Pentru că mai bine să cedăm decât să fim vulcanici. Tu ai 39 de ani împlinit, ai trecut printr-o căsătorie. Da. Povestește-ne un pic detalii despre fosta ta. Această căsătorie a durat doar 3 luni. Ea te-a înșelat. Am prietenit un an și 3 luni. Am văzut că este foarte bine, am prietenit, ne-am înțeles foarte bine. În ce o constat prietenie? Chiar de des ori ne-am văzut, am stat de vorbă, ne-am sunat pe internet. Voi ați fost de aceeași vârstă? Ea puțin mai mare. Puțin mai mare. Da. Cu cât? Ea a avut copii? Nu a avut copii, cu un an jumate. Bun. Un an jumate, doi. Tu ai fost căsătorit cu acte în regulă? Da. Trebuie. Ai făcut și nuntă? Da, am făcut nuntă. Ce s-a întâmplat? Am început să trăim, a fost de la început, a fost foarte bine, ne înțelegem foarte bine. La un moment dat, ea mi-a spus că mie mi este foarte greu, mi-e dor de părinți, mi-e dor de... Bine, zic că trăim aparte, am să mai mergem și la părinți, și așa și așa. Și povestea asta, că nu înțeleg, pentru mine este o premieră. Deci mă căsătoresc, mi-e dor de mama și de tata și plec din familie. Da, nu din cauza asta a plecat din familie. Ne-am căsătorit și s-a început, de la început a fost bine, apoi... Cât de la început? Că începutul era foarte scurt, eu am înțeles. O săptămână, două, cel mult, a fost foarte bine. Ne-am înțeles bine, după asta s-a început probleme. Luna din ieri, cum ar fi, da? Săptămâna probleme din ieri. Probleme financiare, da? Una a probleme financiare, una că părinții ei doreau mai mult să stea cu ei. Dar eu i-am zis că deja dacă ne-am căsătorit sau să trăim aparte. Corect, sau... foarte corect, așa, un gest da. Bărbătesc. Așa, și? Și mama ei ne-a spus că a zis că a să-i fie foarte greu să trăiți aparte. Zic, cel mai bine a să fie să trăiți cu noi în familie. Zic, bine. Dar de ce să-i fie greu? Care a fost problema? Cât de părinții greu erau unitate? Erau bătrâni? Nu, pentru că de ce să-i fie greu? Pentru că ea n-a fost niciodată... cum să zic, plecată din familie. Dar ce-a plecat? Ce făcea ea acasă când tu te duceai la lucru, dar ea ce făcea? Cât de greu i-a fost? E o săpat în grădină? Ea făcea mâncare. Și ce făcea mâncare? Mod, nu că era greu în mod fizic, dar în mod... Nu se separa de părinți, psihic, da? Da. Că era și părinții greu... au venit cu ce? Cu ideea să... Cu ideea să veniți la noi. Vină da, la mine, dragul. Da, a zis că mai bine să veniți să trăiți cu noi în familie. Și? Și eu i-am zis că bine, de ce să nu, de ce să nu încercăm? Așa. Am trăit, a fost bine. Te-ai dus la socrii, da. Ți-ai luat valiza, da. Ți-ai luat soție și ai trecut la socri. Da. Și ce și încă două săptămâni a fost bine. Și acolo, da, a fost, la început, din nou a fost bine. Când s-a început la un moment dat, certuri. Soacra mea să mă bârfească pe din spate. Da, că... cum ai aflat pe din spate te bârfești? Cine ți-a povestit acest nu, asta? Pentru că eu singur, poate și nu ai este auzit? Frumos, dar am tras cu urechea singur. Mm-hmm. Și ce spunea? Că nu, ce nu da, faci? Da, a zis că el nu-i pentru tine, tu mai bine să fii singur decât să fii cu dânsul. Asta cât timp în urmă a fost? Cât timp în urmă? De cât timp a trecut de atunci de când ați divorțat? De când a divorțat... Nu, de cât timp ești tu liber? De 7 ani. Deci de 7 ani nu... Bun, ok, ai auzit că ea fiica cu mama te povesteau și da. Mama îi spunea da, că nu e compatibil. Că... Și tu te-ai supărat și te-ai luat nu, haine și te-ai zis că dacă totuși nu mă vreați în familia dumneavoastră, mai bine să... Te-ai supărat? Nu, zic mai bine decât să ne chinuim, cum să zici. Sau... Dar de ce ai băgat-o pe soacră aici? Mai bine noi să te chinuim. Să ne... Deci și să nu purtați voi dialog între voi? Deci și-o cătașă, mamă. Nu, că într-adevăr eu îmi doream să port dialog cu ea.
doar noi doi. Așa. Și deseori se întâmpla și soacra mea la mijloc. El a trăit cu soacra. Dar acum fosta ta soție s-a recăsătorit? La un moment dat nu-i căsătorit, n-are nici copil. Ți-a trecut toată dragostea și toată supărarea? Pentru ea, cred că da. Crezi sau ești sigur? Sunt sigur. E romantic, e comințel, e gospodar, e harnic. În acei 7 ani, ai mai găsit vreo potențială eroină pentru viața ta privată? Da, am avut... Au trecut 6 ani. Uh-huh. 6 ani. Și anul trecut? Am cunoscut o persoană care am crezut că e idealul meu. Dar? Persoana foarte potrivită. Ne-am înțeles foarte bine 5 luni. Am trăit împreună. A fost foarte bine. Și... Dar la... de ce n-am mers mai departe? Pentru că eu am venit să lucrez în Chișinău. Ea a rămas la țară și ea a spus că... Distanța, a spus că poate tu ai pe cineva acolo. Dar de cine era tot cu tine? Că zicea că treci la gază de sine stătător. Da, de ce nu ți-ai luat fata, concubina? Pentru că ea a trăit și trăiește în familie, în familie cu buniei. Ah, și buniei au zis că dacă, decât să meargă la Chișinău, mai bine veniți voi la țară. Bun, înainte de te invita în scenă, tu zici că ești foarte mândră că ai o familie numeroasă. Câte persoane sunteți în familie? Suntem 5 frați, mama, tata și 11 nepoți. Toți frați căsătoriți. Bravo, chiar o familie numeroasă. Tu, în caz, dacă faci un nunt, nici neamuri nu-ți mai trebuie. Tu doar pe tăi ți-i chemi la nunt, așa? Oaspeți. Da, sigur. Și pe dumneavoastră la fel. Mulțumesc. Ia zi-mi acum, în caz că dacă te alege eroina noastră, ești de acord să o iei la tine? Să iei de la mama și la tata, sunt de acord dacă să fim împreună, să închiriem aparte ceva împreună și să trăim împreună, nu cu cineva. Sigur că o familie se formează într-un tandem și nici de cum în trio sau în cuartet. O femeie îți doresc educată, separată de familia sa, sau vine deja intenționată să se formeze. Fiindcă din două cazuri care le-am auzit, două istorii din viața ta, ambele, una cu mama, deci nu se putea, de mama nu se putea separa și a doua de buniei nu se putea separa. Da. Deci, aici prezumă că o femeie matură îți trebuie, care să fie independentă și matură și să poată găti și să arate bine și să te iubească. Ce de gătit o să gătim împreună. Posibil zodia Taur, posibil să fie zodia Taur. Bun. Succese mari. Posibil, dăm-o cum a fie și cum sorunie astrele. Între timp e posibilitatea grandioasă pentru că este momentul potrivit în care vreau să te invit în scenă. Vrem cu toți să urmărim ce surpriză a pregătit potențialul nostru Mire. Strălucești în viața mea, te rog, ascultă-mi inima, rămâi, te rog, în viața mea. Când vine noaptea, eu adorm cu gândul iar la tine, să vii din nou în visul meu, să vii înapoi la mine. Să te opresc, să mă trezesc și tu să fii cu mine. Să fii cu mine. Noaptea asta să ne iubim ca doi nebuni. Să fiu a ta. Vieții tale. Să fiu iubitul tău din tâi, să fiu altarul vieții tale, să fiu iubitul tău din tâi. Bravo, bravo!
bravo, bravo. Este o piesă care vine din repertoriul Marcel Pavel. Este o piesă destul de complicată, plină cu emoții, dar te-ai descurcat cu brio, așa că îți mulțumim pentru toate gândurile tale și pentru faptul că datul mai există așa bărbați romantici ca tine. Îți dorim succes, Marte, invităm în camera de așteptare și cine știe, poate tocmai ții surâd din norocul și frumoasa noastră eroină, te alegi tocmai pe tine. Mulțumim! Mulțumim! Ce părinți a lăsat? Potențial miric cu numărul 2, Ion, taxator, are bani, vine într-o familie numeroasă. Nu-l văd așa plan energetic, ceva să mă atragă la dâns concret, dar... Dar de când cântă bine, măcar cel puțin îl chem la vreo nuntă, la vreo zi de naștere, da, faci să mă îngrămadă. E romantic, are ceva de... E romantic, de romantic, e romantic, într-adevăr. Și cu minte. Și cu minte, da. Dar nu te atragi, într-adevăr nu te atragi. Nu, dar de ce nu? E foarte bun, e cea mai potrivit. Zi, te rog, e bun Ion pentru frumoasa noastră Nadejda? Nu. Of, ce categoric mai ești, nu și gata. Nu. Очень важно, когда приходит к вам девушка, ищет, допустим, мужчина или мужчина ищет девушку для знакомства, чтобы они хотя бы на 50% они немножко подходили друг к другу. Mm-hmm. Очень важно. Чтобы был момент осмысления. Да, да, когда да. человек производит хотя бы малейшее впечатление, вызывает интерес, да, 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 да. Не обязательно сразу чувствовать влечение и желание выйти замуж. Да. Но когда интересно хотя бы дискутировать на общие темы, тогда, естественно... Но влечение тоже важно. Имеется, ну, и влечение, это в идеале, конечно. А тогда, когда есть перспектива... Только нужно кому-то кем дать, я же интерес плачу, фил людей, фиде маньера. Знаешь, кем ты крутой, ну, сфашите планы ради старт, вреал с мамой, а и мэри, а la mărtat, știi cum, mai da, ea. Da, Linuță, dar știi, uneori este nu numai cu fizicul te atrage, nu numai vizual te atrage, dar chiar tu simți o perspectivă și tu rațional te gândești, tu poți să fii cu acest bărbat sau nu. Mai avem încă un potențial mire care abia aștept să fie văzut și apreciat de frumoasa noastră, Nadejda. Rămâneți alături de noi și hai să-l cunoaștem potențial mire cu numărul 3. Bună ziua, mă numesc Eugen. Da, sunteți foarte drăguțe, așa o domnișoară miniaturală, nentuță. Eugen, 33 de ani, este inginer. A venit în țara noastră din Ucraina și în prezent muncește la Chișinău în cadrul unei companii care produce utilaje agricole. Are un mic hobby, postează filmulețe cu și despre trenuri pe canalul său de YouTube. Mai este pasionat și de literatură, scrie proză. Eugen este preocupat de pe acum de educația corectă a viitorului său copil și caută metode de a-i transmite toate cunoștințele necesare și a-i oferi tot ce va avea nevoie pentru o viață bună. Față de viitoarea soție, nu are cerințe exagerate. Spune că important e să fie compatibil. Cu toate acestea, menționează că nu ar putea să se împace cu o persoană toxică. Eugen, bună seara! Bună seara! 33 de ani împlinit și lucrezi inginer industrial. Ce e asta? Ce faci inginer acolo? În producerea utilajului agricol, proiectarea și executarea unor programe pentru tăierea pieselor la plasmă, cu comandă numerică. Prea complicat pentru noi, dar ce studii ți-ai făcut? Am făcut studii la Ucraina, la Universitatea de Construcții Navale, în specialitatea proiectarea motoarelor cu ardere internă. Dar de unde până unde, de obicei oamenii și aleg altul preocupați? Păi din generația ta de băieței. Din generația mea de băieței? Din, da. Din adolescență eram pasionat de știință, adică de partea asta ce ține de fizică, de chimie. Și nu, dar văd că și de literatură. Aveam și ceva cu disciplinile umaniste. Nu eram indiferent față da, de ele. Cer scuze că te întrerup, dar părinții tăi cu ce se ocupa? Se ocupă? Tatăl poate. Meu este de profesie, de prima lui profesie este șofer,
a doua lui profesie este profesor de limbă engleză. Mama mea a fost medic. De ce? Cum adică a fost? A decedat? A decedat, da, când aveam 8 ani. Tăticul s-a recăsătorit? Nu. Voi ați trăit împreună cu tata? El v-a crescut? Adică cine te-a crescut? Eu am trăit perioade cu tata și cu bunica din partea mamei, care locuiește în Ucraina. Frați, surori? Nu. Simplu. Îmi pare responsabil și sincer. Cum îți petreci timpul liber? În timpul liber mi-l petrec în mod diferit. Iată, cum ați spus despre Mirele numărul 2, că îi place să navigheze pe internet în timpul liber. Asta, bineînțeles, că tuturor le place. Cum s-a spus aici, postez... Dar prieteni ai? Prieteni... ce întrebări provocatoare. Ce întrebări provocatoare. Nu prea. Nu prea ai prieteni? Nu, nu prea sunt sociabil. De ce? Nu știu. Nu-ți place să faci confesii? Nu-ți place să ai un sprijin din partea prietenilor? Să ieși undeva, să dumneavoastră știți cât de rar în ziua de azi se găsesc prieteni din partea căruia poți avea un sprijin. Bravo, Eugen. Da, dar știi cum prietenie se face dacă... Mai mult tu așa, aștepți, pe anecdoate, dacă da? Dacă tu nu aștepți sprijin din partea cuiva, tu începi Eugen. Să ajungi... Începi singur să ajungi, exact. Da? Exact. Eugen, sau... Foarte bine. Ar trebui să fie avut mai... Scuzați, vă rog. Da. Să fie avut mai multă energie, posibil că ar fi fost și așa. Eugen, la vârsta ta, deja sprijinul îl cauți în interiorul tău. Și îl găsești. Dar este corect. Dar eu consider, mai ales după vârsta de 29 de ani, dar eu consider că așa un leu puternic ca tine își trăiește viața și interesele proprii în lumea sa, creând. Eu te-aș caracteriza ca o persoană foarte intelectuală, cu un potențial creativ foarte mare. Nu știu dacă, eu nu știu ce IQ ai, dar presupun și la capitolul ăsta stai destul de bine. Probabil că îți este mai complicat să găsești prieteni, fiindcă ei... Nivelul. Exact, din cauza nivelului și din cauza că el stă în lumea lui și el... Uite, acolo el trăiește, își trăiește ziua, își trăiește pasiunea, își trăiește creativitatea. Eu sunt de acord parțial cu dumneavoastră. Pur și simplu am așa un decalaj în dezvoltare. Unele lucruri oamenii le-au înțeles mai devreme ca mine, iar eu în unele lucruri am avansat și invers. Asta poate și datorită, nu știu. Tu ai un canal pe pagina de YouTube cu filmulețe despre trenuri. Da. Câți urmăritori ai? TikTok ai? Nu. Nu, doar YouTube? Doar YouTube. De unde această pasiune? De unde filmezi trenurile și... Câți ai urmăritori? Că noi din asta câștigăm. Nu. În diferite locuri, atât în teren, cât și un filmuleț recent a fost cu... cunoscutul tren de la Kiev, care l-am filmat în gară. Bun, deja... din asta câștigi din YouTube, din pagina ta. Nu, de-abia încep. Okay. De-abia încep. Dar scrie în anchetă că scriu o operă de proză. Despre ce vorbim? Această operă de proză este despre istoria, așa să spunem, a unei dinastii de femei. Începând cu străbunica mea, adică apoi fiica ei străbunica mea, apoi fiica străbunicii mele, adică bunica mea și până în fine mama mea. Au fost niște femei puternice. De unde acum niște... informația? Din... spusele bunicii? Da, sigur, da. Imaginați. Și din propriile... Nu, imaginații. Și din propriile mele observări. Și câte pagini deja ai scris? Câte pagini am scris? 18 pagini cu Times New Roman 12. Și ce talent aveau ele? Ce potențial? Ce le caracterele le deosebește de alte femei? De altfel, asta ar fi un criteriu de alegere a viitoare soții, fiindcă merge mai departe. Da. Ați ghicit perfect ideea principală. Okay. Adică ele erau niște femei puternice, autoritare, în felul său, dar pentru ele erau și atât, nu, adică dacă luăm linia asta descendentă,
a mea toate erau femei cu caracter bun, dar așa deja surorile, fiica cea mai mică era mai obraznică, adică verișoara bunicii mele care tot se trăgea din rădăcina. Da, 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 perfect spus. Iezi, îmi te rog, dacă tu folosești foarte des cuvântul perfect. Are mult fecioară de aia. În viziunea ta, o femeie perfectă, cum ar trebui să fie? Aspectul fizic, dar și cel moral. Eu cred că ar fi câteva tipuri de femei. Pentru fiecare tipul său. Dacă vrem de-am trei tipuri avem, roșcată, brunetă, blondă. Nu, pentru un bărbat care este mai așa, mai slab, care nu are mai puțin potențial de a se pune în poară cu șefii, ar trebui o femeie mai puternică în casă. E o persoană foarte interesantă, foarte creativă. Care ți-ar plăce? Supusă, dominatoare, dar zic, hai. Dominatoare, dar în sensul bun. Bun al cuvântului. Să nu fie toxic. Da, apropo, referitor la toxic, zicea că te stradă să ocolești persoanele de acest fel. Dar cum le percepi tu că e toxic orba? Le simți. Cum este toxic orba din comunicare cu persoana, dacă prea își impune opinia sau dacă este ipocrit, adică poate să aducă surprize. Sau abuzivă. Care, da, dacă abuzează, sigur că da, da, da. Spune, în 33 de ani ai avut parte măcar de o, nu știu, o aventură de asta mai specială, o dragoste mare, că n-are cum să nu fie. N-are cum să nu fie. Eu v-aș spune așa, nu în sensul clasic al cuvântului, dar dacă vorbim așa în genere, am comunicat cu o domnișoară din Italia. Dar asta-s relație. I-am dat o întrebare provocatoare, după care... A dispărut. Dar ce întrebare? Zâniș nou, poate știm noi. Nu. Atunci, dacă tot este nu, atunci este momentul potrivit în care spunem da, certitudine și cu siguranță. Acuși vă spun, în general, m-am prezentat așa, mai rău decât sunt în realitate pentru a-i controla reacția, dacă ar aștepta. Dacă ar accepta. Iată așa. Și n-a acceptat. Nu. Ok. Atunci, dar noi acceptăm pentru că este momentul potrivit și vrem să facem invitații în scenă pentru că este momentul potrivit în care vrem cu toții absolut, să vedem ce surpriză a pregătit Eugen. Nadejda, eu în semnul întâlnirii noastre pe acest platou aș vrea să ofer un mic dar de la mine în care... M-am străduit să-mi dezvălui încă o capacitate a mea. Ceva aici este și nereușit, dar m-am străduit să fac acest desen. Mersi mult. Ia să vedem cu toții. Asta ar fi... Asta e Nadejda, da? Am greșit culorile, dar n-am greșit profilul. Bravo. Și din cauza aceasta... Bravo! Adică... Un desen foarte frumos. Femeie ideală, cum mi-o închipui, dar femeile ideale, așa e cu dânsele. Ele în realitate nu există, noi greșim când le desenăm. Adică Nadejda arată mai bine. Deci am colorat foarte nereușit, aș spune așa. Dar cu siguranță dacă te alegi Nadejda, o să-i faci tu alt tablou. Mulțumim, Eugen, pentru prezență. Mulțumim pentru că mai sunt așa bărbați ca tine și mă bucur extrem de mult că în drumul vieții te-am cunoscut și noi ca echipă. TV6, îți mulțumesc și te invităm în camera de așteptare și cine știe, poate tocmai pe tine te alege frumoasa noastră eroină. Eugen pentru mine este un bărbat care cu siguranță eu o să-l mențin, știi, în memorie, pentru că este mai special. Noi moderăm aceste emisiuni de 2 ani, eu mai rar am văzut așa bărbați și merită neapărat acest bărbat să-și găsească sufletul pereche. Mie mi-a plăcut tare. Ție ți-a plăcut? Nu știu. Vezi că e Nadejda la o vârstă în care încă își caut un bărbat care, da, pentru mine un bărbat este un fapt, care doar prin fapte și prin vorba lui să-mi demonstreze că poate, că o să-i... Da, te-a impresionat prin ceva? Uite, o calitate, două, trei, care ți-ar trage atenția? Sau... Eu nu știu, eu pentru că am văzut pe toți trei la fel. La fel? Nu, sunt foarte diferiți. Absolut, foarte. Absolut diferiți sunt.
Adică energie la fel am observat. A, tot așa mai monoton, mai... Tu vrei așa mai dinamic? Drept spus, n-ai simțit nici o energie atractivă pentru tine. Da, tot nu e important fizionomia la față. E bine, da, înțeleg, la tine vinul se în balanță și estetismul contează, dar eu n-aș spune că tu ești mega impulsivă sau mega, deci, focoasă. Îți trebuie un bărbat, cum am zis eu, intelectual, nu neapărat coleric să fie, da? Să vină și să te ia și te învârte, da? Probabil ai avut deja un scorpion de genul ăsta sau un gemeni, da? Ai avut deja așa bărbați. Da, nu avut, dar... Un bărbat intelectual, un bărbat care știe ce vrea de la viață, care deja are un job bine plătit, cam asta este tipajul, psihotipul care ți-l recomand. El are interese atipice generației noastre și prin asta el poate să pară un pic straniu la prima vedere, dar el este, poate să spun eu așa cuvintele mai nu știu cum, mai mărețe, el este o comoară care trebuie descoperită, că de fapt felul lui de a fi și gândirea lui este foarte, foarte rară și foarte prețioasă la moment în care noi, în viața care noi trăim. Acum, ca să găsești un bărbat care gândește așa, care prețuiește rădăcinile lui, care se gândește la femeile din rodul lui, adică el se gândește la niște valori care sunt universale și care o să treacă prin istorie. Înțelegi? În general, o persoană care își dă întrebări despre rodul ei este o persoană care, de fapt, se uită în viitorul ei. Jamal, ce zâne și tu ce părere ai vis-a-vis de Eugen? Eugen, un bărbat foarte interesant, foarte inteligent și plin de emoții și energie. De la genșină, în nașă vremea, внешность это первое впечатление для нее, это самое главное. В течение 5 минут она не может оценить и принять решение, что да, это мой мужчина. Потому что если ей, допустим, понравилось, как он разговаривает, что потому что он умный, потому что у него он знает, что хочет для, в жизни. Для нее это не самое главное. А что самое главное? Главное, чтобы аспект. Она его приняла как физический объект. Физически это вот. Первый. Джамал, в казу я ставлю вопрос, по финалу этой эмиссии. Потому что я человек, аляга? Хочу жить. Надежда, din cei trei bărbați, dintre Sergiu, Ion și Eugen. Eugen, Sami, da? Și Eugen, Taniesna. Bravo. Da. Fiilor, și noi ne spunem cu gândul, dar foarte... Maria, pe cine să aleagă, Sergiu, Ion sau Eugen? Eu nu pot să spun și să mă uit în mintea ta, în sufletul tău, cum l-ai perceput pe ultimul nostru erou. Eu îți recomand să începi să prietenești cu dânsul. Ca o încercare. Fă un pas cu... spre prietenie, de pe urmă să vezi. Cu cine? Cu Eugen. Uh-huh. Astrologic. Cu siguranță Ion nu se potrivește, chiar nu se potrivește. Aveți energii complet diferite. Primul, Sergiu, să știi că tu ești femeie care foarte bine s-ar integra în aleasa inimii și dacă ai încercat să comunici cu ei, s-ar produce o simpatie și o prietenie. Însă voi fi solidară și de acord de faptul că Eugen totuși se potrivește și mai bine pentru tine. Eu îți recomand așa, uite, Sergiu și Eugen, cine te-a atras, să spunem așa, la prima vedere sau măcar cât de cât te-a prins, acolo mergi. Însă Eugeniu este provocator, cu el tot nu va fi simplu. Deci el va da examene, deci nu va da examene, va crea examene pentru aleasa inimii. Deci el poate să fie și provocator. Așa e destul de haios și interesant, Eugen. Dragă Nadejda, dorim succese mari. Mulțumim pentru că ești în cadrul acestei emisiuni, pentru că ne-ai ales pe noi să-ți găsim sufletul peric. Cel puțin am încercat. Până la urmă, alegerea îți aparține ție. Acolo,
În camera de așteptare sunt trei bărbați care așteaptă. Sergiu, 30 de ani, Ion, 31 și Eugen, 33. Alegerea ți aparține și te așteptăm alături de omul potrivit pe care dacă simți tu că ai putea să mergi prin viață. Și așa cum a zis colega mea, încercarea vine nouă, are cine știe, dintr-o prietenie bună, durabilă, poate să se întemeieze o familie minunată. Succes mare, te așteptăm! Dragii noștri telespectatori, ca de fiecare dată, vă îndemnăm să vă ascultați inima și să faceți alegerea potrivită. Din păcate, eroina noastră principală în acest seară nu a ales pe nimeni, oricum le dorim succese mari. Vouă, însă, dacă v-a plăcut de cineva dintre candidații noștri din această seară ori din alte ediții, nu ezitați să ne scriți și să completați ancheta. Eu sunt Lenuța Gheorghiță și sper ca fiecare dintre voi să audă măcar o dată cuvintele magice. Hai să ne căsătorim! O seară frumoasă alături de cei dragi și nu uităm, rămânem doar pe TV6. La revedere!